Luna cadourilor și a magiei continuă să aducă bucurie în sufletele copiilor. Moș Crăciun, ajutat de vedetele Prima TV din serialul Oportuniștii, a ajuns la Căsuța Bucuriei, un loc creat de o clujeancă special pentru copii singuri pe lume sau proveniți din familii monoparentale, care nu-și permit, din păcate, un trai decent. Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV. Bine ați venit! Hei, bine, bine, bine. Salut. Salut! Ce faceți, mai frumoșilor, mă? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Salut! Salut! Așa au fost așteptate vedetele Prima TV din serialul Oportuniștii de copiii care locuiesc în Căsuța Bucuriei. Plin de emoție, cei mici au așteptat cu nerăbdare să vadă ce cadouri le-a trimis Moș Crăciun. Emanuel, perfect! Doamne ajută-ți! Pe lângă râsete și voie bună, în Căsuța Bucuriei au răsunat și colindele. Sărbători frumoase, să fiți cuminți, frumoși, sănătoși și să vă bucurați de viață. Bucurați în Căsuța Bucuriei. Pentru toți acești copii cărora conceptul de familie le este străin, care provin din medii defavorizate și din familii monoparentale, Adela a construit Căsuța Bucuriei, un loc în care fiecare dintre ei să se simtă acasă. Ce-ai primit acolo? Pungă. Și mai ce? Ia vezi, ce mai este în pungă? Creioane de colorat? Da. Wow, îți plac? Da. Și ce mai este în punga asta? Dulciu. Și acolo? Dulciu. Nu, și ne-a scos de glob. O bluziță. Îți place? Cum este? Este cu o balerină. Am mai primit o cărticică de colorat cu unicorn și coțipilduri. Și pentru că dar din dar se face rai, copiii au decis să împartă și ei la rândul lor bucurie și bunătate. Din cadourile pe care le-au primit împreună cu Adela, vor face pachetele pe care le vor oferi mai departe copiilor internații secțiile de oncologie. Noi, din cadourile pe care voi le-ați făcut cu atâta generozitate și le-ați făcut așa mare bucurie copilașilor, copiilor bolnavi de cancer. În Căsuța Bucuriei locuiesc acum 10 copii cărora Adela vrea să le ofere o viață mai bună. Copiii visează, merită acest lucru pentru că sunt copii și merită să se bucure de tot ceea ce le oferim noi și asta ne-am propus. Prin care dorește să strângă bani pentru a cumpăra un apartament în Cluj. Astfel îi va ajuta să-și croiască la maturitate un nou drum în viață. Sperăm să reușim să adunăm banii respectivi pentru a cumpăra un apartament cu 3 camere în Cluj. Noi, ca și ONG, putem să ținem copiii aici până la 26 de ani, atâta timp cât urmează o formă de învățământ, o singură dată, la zi. Dar sunt copii care nu au capacitatea educațională de a urma o facultate și atunci, la 18 ani, ne vedem nevoi. Zonând conturile Asociației Căsuța Bucuriei. Mai multe informații pe www.căsuțabucuriei.eu la secțiunea donații. Prima TV, credem bine!